Mai multe imobile din Șimleu Silvaniei se află în atenția primăriei Șimleu pentru atragerea unor finanțări care să sprijine reabilitarea unor clădiri de pe raza orașului de la Poalele Măgurii. Primăria Șimleu Silvaniei are în desfășurare câteva proiecte europene de modernizare a unor clădiri, printre care se află Spitalul Orășenesc, grădinițele numărul 2 și 3, dar și internatul grupului școlar Ioan Sian din Șimleu Silvaniei. În prezent, proiectele se află în competiție cu alte unități administrativ-teritoriale și speră să primească finanțare pentru demararea lucrărilor. Demersurile realizate de Primăria Șimleu se află în a doua fază a procesului de evaluare, după ce au trecut cu bine de faza de eligibilitate. Mai mult, suntem în procese de evaluare cu câteva proiecte europene. Și aș aminti aici grădinița 2, grădinița 3, Spitalul Orășenesc. Foarte mulți își doresc reabilitarea spitalului. Le spun cu această ocazie că suntem într-un procesul de evaluare. Ce înseamnă proces de evaluare? Înseamnă că am trecut de faza de eligibilitate. Deci proiectul este eligibil. Acum suntem în procesul de evaluare, suntem într-o competiție cu multe alte unități administrativ-teritoriale și sperăm să fim câștigători. Deci discutăm despre partea clădirea numărul 2 de la Colegiul Național Simeon Bărnuțiu, Liceul Economic, cum știu șimleoanii, apoi Spitalul Orășenesc, grădinița numărul 2, grădinița numărul 3 și un internat de la grupul școlar Ioan Ocean, unde vrem să-l transformăm într-un hostel, condiții de cazare foarte bune pentru cei care doresc să-și facă școala în Șimleu și de ce nu pentru mulți elevi care ne vor vizita orașul cu diferite ocazii, la Fântâna Dorului, eu știu, concursul de matematică Topan și multe alte ocazii.